La sfârșitul săptămânii trecute, Muzeul Satului din Baia Mare a găzduit cea de-a 13-a ediție a evenimentului Crăciun în Maramureș, în organizarea căruia și-au unit eforturile Consiliul Județean Maramureș, Ansamblul Folcloric Național Transilvania, Consiliul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Liviu Borlan Maramureș și Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară Maramureș. Președintele Consiliului Județean Maramureș, Ionel Bogdan, dar și alți invitați, au vorbit despre importanța perpetuării datei și obiceiurilor maramureșene din preajma Crăciunului. Sigur că anul acesta este o ediție mai atipică, să spun așa, pentru că am organizat Crăciun în Maramureș pe 4 țări istorice ale Maramureșului, adică Țara Codrului, Țara Chiorului și Țara Lăpușului și Țara Maramureșului, astfel încât să fie reprezentate din punct de vedere cultural, din punct de vedere al portului, tradițiilor, al repertorului de colinzi și al obiceiurilor de Crăciun, toate cele 4 țări istorice, pentru că toate au o istorie bogată, atât din punct de vedere cultural, dar și din punct de vedere al portului, pe care l-ați văzut și dumneavoastră și care este diferit în fiecare zonă a Maramureșului. De aceea Maramureșul este atât de frumos și divers. Este un loc binecuvântat de Dumnezeu și avem multe de arătat tuturor turiștilor. A 13-a ediție a evenimentului Crăciun în Maramureș, uite că este o ediție cu noroc. Am avut emoții că nu vom reuși să o organizăm, dat fiind condițiile, dar am fost norocoși cu respectarea condițiilor care sunt în vigoare să putem organiza. Avem colindători din cele 4 țări ale Maramureșului, noi ne-am străduit să-i primim în condiții bune, am primenit casele, am curățat ogrăzile astfel încât gazdele din cele 4 țări ale Maramureșului să poată primi colindători, acești coconi frumoși care duc mai departe tradițiile noastre ale Maramureșului. În gospodăriile din Muzeul Satului, primăriile Băsești, Fărcașa, Cavnic, Mireșu Mare, Groșii Țipleșului, Lăpuș, Bistra, Petrova și Vișeu de Sus și-au luat în serios rolul de gazde, întâmpinând cetele de colindători și vizitatori cu preparate tradiționale, obiceiuri autentice și nelipsita ospitalitate caracteristică maramureșenilor. Peste 600 de colindători sosiți din toate colțurile Maramureșului au vestit celor prezenți bucuria nașterii Domnului. Ca vestitor de la al meu porucitor. Dacă vreți binevoiți, cearta noastră s-o primiți. Să facem o sfântă pomenire de la Iisus Hristos. Bună vestire, primiți? Primim. Ce-ați văzut, păstori, sculați până-n zori? Extrem de apreciat de către vizitatori a fost și târgul de Crăciun, organizat în curtea casei Bozânta din Muzeul Satului. Meșterii populari și-au pus toată priceperea în realizarea de obiecte artizanale după canoanele străbune ale meșteșugăritului, numai bune de pus sub brad. De asemenea, producătorii locali au expus produse îmbietoare, perfecte pentru a înnobila mesele bogate de Crăciun. Mai multe imagini de la acest eveniment veți putea urmări la TV Sighet într-o ediție specială de Crăciun.